Vieții mei este frate, bravo! Ia să Mihaiță! Mihaiță, de la dezactivare! Ia mâna la paharul ăla! Ce faci, ce faci? Da, de la dezactivare! Dă-mă cap la ververițe, ursuci, ircioci, uflițe! Uf, uf! Îmi place, îmi place, bravo, așa! Uite la ea puțin, de acum e îmbrăcată, zici că vende la piață! Tuș? Te simți murdărel? Ce ți-ar mai plăcea? O lambada cu aia, ha? Gata, am scăpat, nu mai hărțuiți! Iată! Aoleu! A fost vals? A? Și a fost miri? Ce să mai... Miri am fost noi, la cât mai aduceam... Ce să-ți aduci tu aminte, nu-ți mai aduceam de mic. Cum eram noi? Parcă pluteam. Ce mai dansam, ce mai... Și ce frumos eram amândoi, mai ales eu. Mai ales eu. Ce să... Ia mâna de pe paharul ăla. Ce faci, ce faci? Imediat să bagi în tine alcool, imediat să... Faci de râs aici de față cu rudele tale de... Noroc, copii, noroc și sănătate, mamă, noroc! Vezi ce fac din cauza ta? Să zic că mă duci dacă sunt alcoolistă. Să mă duci la pierzani. N-am văzut așa ceva, ce ți-ar mai plăcea ție, ce. Ia uite la ea. Uite la mântușita un pic. Groaznică, uite la ea puțin. Ia uite cum e îmbrăcată, zici că vine de la piață, direct de la piață, zici că vine, uite. Bagă-nea, ia uite. Zici că e venită fix dintr-un almanac din anii 90. Din Urzica, zici că e venită direct din... Ia uite. Alește, bagă-nea. Bagă-nea și dă din gură. Dă din gură ca o moară stricată. Toacă, ia uite la ea. Și ăla tace din gură. Stă... Și rabdă ca o mămâie și ascultă și nu zice nimic. Dar merită. Așa-i trebuie. El a ales până a cules. Bă, da, dă groasă-i mea, uite. Uite-l, dă groasă. Îi spun eu. Sunt convinsă că l-a băgat pe tactul mormânt. Dar și tu, mă, se mi-ai leit cu ea, leit, ia uite. Aveți voi genul ăsta în familie, să băgați oameni în mormânt, mă. Uite, nu înțeleg. Cum să stai, mă, în casă cu una ca asta? Atâția mari de ani de zile și să nu zici nimic. Mai bine pleci. No, dar înțeleg că de milă stai. Dar că nu știu, nu stau cu unul în casă. De milă. Ce să fac? Că așa am fost eu. Miloasă, plină de compasiune și proastă. Proastă e că a venit. Prin stânga. Așa se servește. Cineva a învățat pe voi să serviți din stânga, nu știu. Habar n-aveți. Ia stop! Ha! Păi mă, băiatule, asta nu-ți dă azi. Mâncarea asta îmi pare rău, nu pot să mănânc ceva. Nu pot să mănânc și nici domnul, las-o acolo. Că este calea stomac și mai face ceva. Îmi pare rău. Mâncare de 3 lei. Nuntă de 3 lei, mâncare de 3 lei, ce să mai...
Hai, poftim. Ia uite, ia uite-mă la ea. Cum se duce repede să-se, să nu lipsească cumva. Dansul pinguinului, ce să spun. Asta mai lipsa. Bine că nu i-au zis dansul. Dansul omului preistoric. Ce să zic? Nici nu da. Frumusețe de dans și nu-l dansează bine, iau-te. Păi ce știu ei? Păi nu se dă. Nu zic nimic, las că după aia zic că sunt eu. Rea și... Dar nu, păi nu se fac. Doi la dreapta, doi la stânga, nu se face. Dă-mă să știe ei. Doi la... Nu așa se dansează. Nu... Nu așa se dansează, nu așa se... Doi la dreapta, doi la stânga și... Și după aia... Băiețile? Domnul! Ce fă, măsică, mă! Mariu! Ce fă, mă! Tovarăși, mă, ce face față meleu? Ce să fac, mă? Bă, deci fiți atenți, fraierilor, ce tatuaj mi-am făcut. Ce uia? Deci mi-am tatuat cu litere chinezești. Îmi place semințe de bostan. Băi, șcăpac, de ce-i scris, mă, asta? Pentru că, bă, Mario, îmi place semințe de bostan. Băi, ești nebun, fii atent ce mi-am scris eu cu litere arabești, frate. Ce? Îmi plac șaorma cu de toate. Băi, mi-am scris cu litere arabești. Vezi inscripția în litere chinezești. Băi, ești nebun, eu asta mi-am scris cu litere gotice, mă. Știi ce mi-a scris pe piept? A? Mi-a scris Mario, cu litere grecești, ca să nu uit cum mă cheamă. Bravo, mă, Mario, ești deștept, bravo, dar fii atent. Eu mi-am tatuat pe spate numărul de telefon ca să nu-l uit. Bă, ești nebun? Eu mi-am tatuat pe spate harta până acasă. Eu mi-am tatuat pe spate sub numărul de telefon pe bunica care mă așteaptă în bucătărie. Bă, ești nebun? Eu mi-am tatuat o pisică. A, bă, Mario, ești cu cala, bă. Ce, mă? Am tatuat o pisică care stă în brațe la bunica mea în timp ce mă așteaptă acasă în bucătărie, frate. Așa, da, Mario, frate meu. Da, de-aia, ia, fii atent. Ce, mă? Ia, fii atent ce mi-am tatuat eu aici. Ce, mă? Deci mi-am tatuat-o pe gagică, mi-am pelea gol. Bă, ești nebun? Da. Și eu mi-am tatuat-o pe gagică, ta-n pielea goală, frate. Ia uite-o. Bă, dă-te, mă, bă, bulangiule, ți-ai tatuat-o pe gagică. Ce, frate, mă, bă, stai, mă, arată-mă pe gagică ta, mă. Uite-o, na, uite-o. Ia. Ce? Păi nu vezi, mă, mâncați-și gura ta, că la tine are țâțele mai mari? Uite. Păi dacă e gagică mea, mă. Păi normal, mă, mâncați-și gura ta. Ce-ai, mă? Ce-ai, zică? Mario, de ce idee mi-a venit? Care să se omoră din mine? Deci, fii atent. Îmi fac pe mine un tatuaj cu mine, cu toate tatuajele după mine, inclusiv tatuajul cu mine, cu toate tatuajele după mine. Bă, ești nebun? S-aud? Inception să moră, mamă! Frate, mi-ai dat la creier! Shutdown! Rămâne titirezul să învârtindu-se, mă! Bă, ești căpat! Stai pe scaun și judeci oamenii de acolo. În loc să o inviți la dans pe soțioara ta, pe companioana ta. Dă bine și de rău, bine mai mult de rău, dar... Hai că am trăit s-o văd și pe asta. Sarmale până în bană. Ce? Acum când au venit sarmale. Stai jos! Sarmale pe lambada. Mă, fost așa ceva. Nu mai există pic de respect pentru tradiții, pentru... Ce să mai... La nunta noastră... Ai, a fost curat, ca la carte.
Nu am fi fost noi cei mai avuți oameni, dar am reușit să impunem un pic de tradiție, un pic de respect, un pic de... Ce să mai... Da, aici... Ce să mai... Ce faci? Nu te uiți? Ce ți-ar mai plăcea? O lambada cu aia, ha? Mâncare de 3 lei. Am dat o căruță, m-am păstrat că mă ostea mâncare de 3 lei, nu mânca ca sleite. Muzică de 3 lei. Invitați de 3 lei. Cum dracu să te simți bine la nunta asta, la petrecerea asta? Și noi n-avem nicio ververiță. N-aveți ververițe? Ați sunat că aveți ververițe. Eu sunt Mihăiță. Mihăiță de la dezactivare. De la dezactivare? Da, de la dezactivare. Dă-mă cap la ververițe, ursuci, ircioci, ufnițe. Uf, uf! De la deratizare? Așa, da, de la devalizare. Da. Mor! Păi pe unde umbli, domnule? Că acum 3 zile am sunat. A fost că avem una. Asta cu razător. Aoleu, a fost plecat în Las Vegas. El a fost cu fretele în America și a fost acolo și a... Te-am întors! Ne-am întors acum! Unde-i ververița? Haideți, poftiți-vă aici înăuntru. Dar cred că nu este ververiță. A, dacă nu e ververiță, e furnicular? Sigur, e furnicular. Furnicular, am mai văzut-o în Ocarnia, am văzut-o de Nărbeca, am văzut... Nu, 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 avea niște dinți așa foarte mari. Trebuie neapărat să-l lichidați. Dinți mari? Colți, adică? Colți. Că leotardul! Că leotardul! Și avea și niște aripi uriașe. Uite așa, erau aripi. Aripi? Avem aripi. Avem aripi pe Rover, Iudi, seria de OBV, decatopabil. Asta face, trece aerul, poate să... Da. Și avea și niște ochi așa de roșii. Trebuie să-l tocați. Ochii roșii? Chechila, se de la Chechila. Chechila, Balanțan, Jack Daniel Ștefan. Bă, unde-ați văzut? Bă, Laura, ververiță, unde e? Ultima oară, am văzut-o pe partea aia. Acolo? Ține-i. Pe acolo, da? Asta cu... O, de carpetă. Mor. Asta, pa, pa. Aici era Chechila la Balanțan, românca mea! Îi dau de oră total acum! Mor, nu-i! Nu-i! Poate la... O? La peșteră? La peșteră? Așa facă... Așa... Așa... O? Așa... Uite, ververiță! Să facă! Șșșt! Să răspere! Ververiță! Hai să... Hai, du-te cu domnul! Hai să fie prieten! Hai să ne cunoaște mai bine! Eu sunt Mihăiță! Vreau să te scot din seara, Laura Clare! Mor! Am omorât ververiță! Am omorât-o! Mission accomplished! Pompeiu, ce faci, domne? M-ai lovit la cap, ești nebun! Vorbește, ververiță! Speak English! Mor!
perveriță e peruca mea! Așa... Te rup! Așa nu... Pompiliu! Stai cu minte, Pompiliu, nu fi rău! Nu fi rău, cum știi tu! Pompiliu! Nu mai... Alo, Îndrătizarea? Avem un dăunător în casă! Cam la 1,83 m, așa! Da, să veniți repede! Repede, repede! Că altfel îl omoară Pompiliu! Ce... cine e? E soțul meu! Băieți, am vrut să vă felicit pentru performanțele de astăzi. Ce face băieții mei? Este frate, bravo, este alcitucat! Este, e, bate cum, bate cărușane! Mamă, deci mi-a plăcut, frate, mi-a plăcut cum ai dat-o lui ăla la... Deci super, super șmecher, ai văzut, mă? Ai văzut cum plângea ca o proastă? Ai văzut? Ai dreptate? Ai dreptate? Deci bravo, bă, băiatul, bravo, așa, așa. Opa, opa, o, gardoș, tovarșul meu, ia vino, frățioare, mai încoa, nu fi timid. Când i-ai dat-o lui ăla, dar nu s-a văzut, îmi place, îmi place, bravo, așa. Opa, Tănase. Tănase, deci nu te sfida, vino mai încoace, vino mai încoace. Bă, tu ai văzut-o, mă, pe aia, cu blonda aia de rândul 2? Deci, mamă, să moară, mă, să băgați-e. Bă, ce balcon avea, tu ai văzut-o? Ha? Am dreptate? Am dreptate? Hai, bravo! Păi ce faci, mă, Nicolici? Vezi? Vezi, mă, că se poate. Se poate, bă, băiatule. Dacă te lași de băutură, asta e și bine. Vezi? Hai, ce facem din seara, hă? O ardem pe club, mergem frumos, agățăm câteva proaste, băgăm două sticle de whisky, borâm pe niște striperițe, hă? Ce zici? E bine așa, hă? Nelege, deci nu se poate bine. Tot timpul vine peste noi investiar, nu se poate chiar așa. Ultima dată eram aici la duș, făceam și o duș, eram singur. După meci, știi? Ce a venit mi-a răsucit sfârșitele. Păi nu e bine așa, pe bune. După aia lui Tănase i-a băgat degetul de salivă în ureche. Păi asta cum e, vine aici peste noi, zici că ne violează în pana mea. Era Tătărușanu să legă la șireturi și a tras pantalonii jos. Dar nu e frumos. Deci nu se poate chiar așa, pe bune, intră peste noi. Tup, 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 tararup, tup, tup, tarup, tup, tup, tup. E cineva acolo? Ah, doamna Ana! Ce face tovarășul meu la Toblevici? Duș? Te simți murdărel? Băi, am avut meci și era și-o puțin transpirat. Și da, faci tu duș că te simți murdărel după un meci? Sau nu cumva te simți tu murdărel că ești un turnător cam mic? Da, nu, eu turnător, Doamne ferește, eu n-am turnat niciodată pe nimeni. Olu, deci nu tu ai fost ăla care m-a turnat la bărbat meu? Că intru eu în vestiar, că vă agresez, că te simți violat. Cum să fac eu așa ceva? Dar eu n-aș face așa ceva în viața mea, doamna Ana. Olu, pe cuvântul meu. Lasă vrăjeala la Toblevi, știu că tu ai fost. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Nu-i nimic? Nu-i nimic. Eu îți respect dorința. Nu o să te mai hărțuiesc niciodată după seara asta. Niciodată? Niciodată. Gata, am scăpat, nu mai hărțuiți. Gata, frate. Iată! Hai, bate cuba, frate. Bine, bine, doamna Ana. Asta este. Pentru că după seara asta nu o să mai ai curaj să mă mai părăși la antrenor. Do, 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 do. Nunta mea a fost
un semn, ca să zic așa, ceea ce urma să fie mai departe. 40 de ani de nenorociri, 40 de ani de dispreț, de plictiseală și de nenorocire, în care flacăra lumânării se stinge și rămâne numai ceara care se topește. Și asta numai din cauza că tu, mă nenorocitule, n-ai fost în stare să-mi arăți un gest de afecțiune, un gest de dragoste în 40 de ani, că te-am iubit, ca o nebună te-am iubit. Și sclava ta am fost, sclava ta, și o să fiu în continuare până când moartea ta ne va despărți. Moment care se apropie cu pași repede și tu nici pe ultima sută de metri nu vrei să-mi arăți un gest de afecțiune. Mai torturat, sistematic, mai călcat în picioare, mai călcat în fiecare zi. Mă, ai fost picătura chinezească. Asta ai fost. Trece acasă că m-ai făcut destul de râs. Violența nu permisă aici! Dar dumneavoastră mi-a spus... Vreau ceva... stil, mă! Dă-i șmăgarul pe care l-am calarit! Eu în patimile lui Sus! Hai să nebunești de la vreun sus sau de la vreun jos! Haide să face care de berberiță din ei! Mor! Ce bine ești, mă, moare, o generică! Și tu ești, mă, sică bine, arăți așa, gata să fii mormântat! Ce faci cu coană? Pe unde mergi, surdă oarbă? Aveți cumva purceluș de lapte cu umăr în gură? Bineînțeles că avem. Aș dori și eu jumătate din cotorul mărului. Mai torturat sistematic, mai călcat! Călcat în picioare, mai călcat în fiecare... Stai puțin, scuze. Halește, bagă-n ea. Bagă-n ea și dă din...